Rețetă de plăcinte de post umplute cu varză, varianta fără prăjire în baie de ulei. Peste 450 de ml de apă ușor călduță, suportabilă la deget, sfărâmăm un cup de 25 de grame de drojdie proaspătă, peste care adăugăm și un sfert de linguriță de zahăr cât să activeze drojdia. Amestecăm totul bine și dăm deoparte, timp în care cernem 750 de grame de făină sau 30 de linguri. Peste făină punem o jumătate de lingură de sare, o lingură de ulei și amestecăm cu apa cu drojdia de la începutul clipului. Folosim la început lingura, iar apoi începem să amestecăm cu mâna. După ce încorporăm ingredientele, aluatul va fi încă lipicios, așa că îl mutăm pe blatul pudrat cu o lingură de făină. Frământăm și o să vedeți că imediat aluatul devine ferm și nelipicios, deci nu puneți mai multă făină. Îl lovim de câteva ori de blat și este gata. Îl ungem cu ulei, îl acoperim și îl punem la crescut în loc cald până când își dublează volumul. Între timp, tocăm o varză medie. O presărăm apoi cu sare și o strângem bine în palme pentru a se înmuia. Dăm varza deoparte și tocăm două cepe în lamele. Punem apoi la încins ulei într-un vas încăpător și adăugăm ceapa. Punem sare, piper și puțin cimbru și o ținem pe foc până când se rumenește ușor. Când ceapa este gata, punem varza și o călim și pe ea puțin. După ce se înmoaie, punem un sfert de cană de apă și o acoperim cu un capac. Amestecăm constant pentru a nu se arde până când se înmoaie și este gata. La final punem orar proaspăt tocat și amestecăm. Varza este gata și între timp a crescut și aluatul. Îl transferăm pe blatul uns cu ulei și îl împărțim în 10 bucăți. Fiecare bucăți îi dăm formă de bilă. După ce le formăm pe toate, le lăsăm la loc cald timp de 10-15 minute. După ce timpul a trecut, luăm o bilă și o întindem pe suprafața unsă cu puțin ulei. O întindem cu palmele, iar apoi punem varza care trebuie să fie complet răcită. Pliem apoi marginile așa cum vedeți și în imagini, iar apoi întindem plăcinta tot cu palmele. Apăsăm ușor pentru a nu o găuri. Plăcinta o punem la prăjit într-o tigaie bine încinsă, de preferat antiaderentă. Nu folosim grăsime, doar dăm niște găuri cu furculița. Punem capac și o ținem pe foc mediu până se rumenește ușor. După ce s-a rumenit, o întoarcem și pe partea cealaltă. Când este rumenă pe ambele părți, plăcinta este gata. Procedăm la fel cu toate bucățile. Așa arată plăcintele la final, miros îmbietor și sunt foarte moi. Avantajul este că se mențin așa mult timp. A doua zi nu trebuie decât să le încălziți puțin în tigaie și sunt absolut delicioase. Dragii mei, am ajuns la finalul rețetei. Până data viitoare, toate cele bune!